Astăzi a început simularea la examenul de bacalaureat pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a seral, frecvență redusă. Dintr-un total de peste 3100 de cursanți din clasele terminale din județ, prezența în prima zi de simulare a fost de doar 73%, pentru că cei de la seral și frecvență redusă nu s-au prezentat. În schimb, 92% dintre elevii claselor a 12-a și-au învins emoțiile și-au decis să-și testeze nivelul cunoștințelor, în vederea susținerii examenului de bacalaureat maturitate ce va avea loc în această vară. În județul Hunedoara, prima probă scrisă, cea la limba și literatura română, s-a desfășurat în condiții normale, fără incidente sau eliminări din sălile de clasă. La nivelul județului Hunedoara, am organizat simularea națională a examenului de bacalaureat în toate unitățile de învățământ pentru toți elevii din clasele terminale de liceu. Asta înseamnă formă de învățământ zi, seral, dar și frecvență redusă. Am avut înscriși un număr de 3108 candidați, prezenți 2261, înseamnă un procent de 72,74%, însă prezența la forma de învățământ zi este foarte bună, peste 90%. Așa cum ne așteptam, elevii din programele de pregătire seral și frecvență redusă nu au optat pentru a participa la această simulare națională. Nu am avut dificultăți sau disfuncționalități în organizarea simulării până în prezent. Nu am avut elevi eliminați. Simularea examenului de bacalaureat continuă marți, 5 martie, cu proba obligatorie a profilului. Miercuri, 6 martie, se va derula proba la alegere a profilului și specializării, iar joi, 7 martie, elevilor le vor fi evaluate cunoștințele acumulate la limba și literatura maternă. Liceenii vor afla rezultatele obținute la această simulare în data de 15 martie.